Despre frumoasele fecioare zanatice se spune că trăiesc în inima pădurii, iar în puterea nopții pășesc în lumina lunii și se împletesc într-o horă sălbatică. Dansul lor nebun purciolește pământul, care rămâne ars și neroditor. Iar în mitologia populară sunt făpturi feminine supranaturale, posesoarele unei frumuseți și senzualități nepământene, care dansează goale sau înveșmântate în voaluri diafane. Ielele sunt asociate cu vântul, sunt nimfe ale aerului, așa cum le numea Dimitrie Cantemir, care se ridică de la sol, ușoare precum fulgii, atunci când se împletesc în dansul lor nebun. Astfel se explică de ce nu fac parte din sfera telurică și de ce oamenii ar trebui să nu le întâlnească niciodată. Dacă totuși asta se întâmplă, consecințele sunt devastatoare pentru bietul muritor. Cei care văd ielele rămân slutiți, își pierd mințile sau pur și simplu dispar fără urmă. Tinerii frumoși care se lasă treduși de trupurile voluptoase ale ielelor sfârșesc din cele mai multe ori prinși în horă. Frenezia dansului nu aduce însă decât moarte, tânărul având să joace până la ultima suflare. Nu se știe exact cum au apărut ielele. Unii spun că ar fi fiice ale lunii, alții spun că acestea sunt fiicele lui Alexandru Macedon, care au băut apă vie pe care acesta o păstra pentru bătrânețe. Fetele au devenit zâne, făpturi nemuritoare care au zburat în desișul codrilor și în locuri în care piciorul omului nu călcase vreodată. Proveniența cuvântului ele este de asemenea ambiguă. Cea mai probabilă explicație este că ele nu este altceva decât varianta populară a cuvântului ele. O altă explicație vine de la Bogdan Petricei cu HD, care spunea că denumirea de ele vine de la sanscritul vel, termen asociat în același timp cu mișcarea, dar și cu boala sau moartea subită. În multe regiuni ale țării există superstiția conform căreia cuvântul ele nici nu ar trebui rostit. Simpla menționare a zânelor atrage după sine ghinion, așa că oamenii au folosit alte apelative pentru a le numi, cum ar fi frumoasele, fecioarele, șoimanele, rusaliile sau sânzienele. Ielele apar întotdeauna în grupuri de 3, 5, 7, 9 sau 12, numere magice în folclorul popular. Și se spune că vrăjitoarele cunosc numele ielelor și le invocă în ritualuri. Cele mai populare nume sunt Margalina, Savatina și Rujalina. Precum accentuam și mai sus, ielele sunt prea frumoase pentru a fi privite. Prezența lor diafană și jocul lor amețitor nu ar trebui niciodată să bucure ochiul uman. Însă dacă întâmplarea face ca un muritor să dea nas în nas cu ele, frumoasele au să pedepsească pe cel care a îndrăznit să privească. Ielele se hrănesc cu flori și beau apă din izvoare sau din fântânile care au fost uitate descoperite peste noapte. Cei care beau apă după ele rămân pociți, schilodiți sau se îmbolnăvesc grav. Ielele întind hora într-o puieniță sau într-o grădină cu iarbă verde. A doua zi iarba rămâne pârjolită sub formă de cerc. Există chiar mărturii de cercuri misterioase apărute în lanuri de cereale, grădini sau puienițe, cele mai recente fiind înregistrate în județele Arad, Alba sau Brașov între anii 90 și 2000. Animalele dețin un al șaselea simț, căci nu calcă pe iarbă care a fost pârjolită de ele și nici nu se adapă din fântâni sau izvoare de unde au băut ele. În folclorul popular, ielele sunt strâns legate de sărbătoare de rusalii. Se spune că în această noapte ies din ascunziș și încing o horă sălbatică la lumina lunii. De aceea, nimeni nu ar trebui să doarmă afară în acea noapte, pentru că ar risca să fie găsit de ele și pedepsit aspru. Există numeroase povești despre ciobani adormiți afară și găsiți a doua zi înconjurați de un cer de iarbă pârjolită. Desigur, niciodată nu au mai fost la fel. Dimineața i-a găsit paralizați, muți, surzi sau schilodiți. De asemenea, sunt pedepsiți cei care muncesc în ziua de rusalii. Poveștile vorbesc de mini vârtejuri care apar din senin și lovesc gospodăria, ridicând în aer de la căpițe de fân până la animale și chiar cu oameni. Ielele sunt în special atrase de tineri frumoși care deja au o aleasă. Nu știm de ce apare predilecția pentru bărbații deja luați, dar cel mai probabil frumoasele fecioare reușesc ușor să-i seducă, iar apoi simt nevoia să-i pedepsească, luându-i în horă. Este destul de greu să te aperi de ele dacă deja te-au văzut și deja te strigă să te alături dansului lor frenetic, dar e posibil să le îndepărtezi încă de la început. E mai bine să previi decât să tratezi, nu-i așa?
Casa și gospodăria pot fi protejate dacă proprietarul agață leuștean la fereastră. Tinerii care sunt nevoiți să umble noaptea și ciobanii sunt sfătuiți să poarte 3 căței de usturoi la brâu. Valeriana ține elele departe, așa că fetele tinere sunt sfătuite să poarte plantă fie în păr, după ureche sau agățat în piept. Există și alte modalități de protecție, să le spunem, mai puțin naturiste. În loc de leuștean la geam, gospodarii mai pot folosi și un cap de cal înfipt într-un par. Da, este grotesc, dar frumoasele fecioare se vor speria și vor fugi. Există un remediu și pentru cei schilodiți sau smintiți de ele. Dansul călușarilor joacă un rol asemănător unui ritual de exorcizare. Victima trebuie să intre în jocul călușarilor fără să vorbească și apoi să rămână tăcută și răbdătoare în timp ce aceștia jucau călcând pe nefericit. Nu știm cât de mult ajută ritualul un om care era deja schilodit, așa că recomandăm metode naturiste de prevenție, usturoi, leuștean sau valeriană. Elele vin odată cu lumina lunii și se transformă în vânt la venirea zorilor. Frumusețea lor nepământeană a înflăcărat imaginația muritorilor de peste tot, mărturie făcând numeroasele povești asemănătoare din mitologia slavă. O mică paralelă cu mitologia universală demonstrează că seducătoarele fecioare au existat de la începutul timpului în inima pădurii. Elele sunt echivalentul sirenelor care îi vrăjeau în trecut pe marinari, sunt întruchipări ale zeiței Hecate și totodată pot fi asemănate cu muzele lui Pan.